Gata, oameni buni, v-am spus că nu durează mult pauza de publicitate și ne-am întors în forță. Ne-am întors cu ora a doua și știți cum e vorba aia, unde e unul nu-i putere. E, acum o să fim trei. Am mai adus doi colegi de pe meterezele presei mioritice și să stăm o oră de vorbă la povești ca să înțelegem și noi ce se întâmplă. Dacă înțelegem noi, o să înțelegem și noastră. Sperăm. Așa că hai să nu mai lungim vorba, că știți că e scurtă ora în televiziune. Florian Bichir, bună seara, bine ai revenit la noi. Da, mulțumesc, mulțumesc. Cătălin Penea, alt coleg, Fefe, cum îl știm noi din presă. Bună te seara. Salut și pe tine. Oameni buni, haideți să o luăm bătrânește. Am văzut astăzi un comunicat, cum v-am zis, că om întors din concediu. Acum o să mă certe Florian, ultima oră când a fost la noi la emisiune, tot cu drogații l-am luat și cu legea aia. O să zic că, bă, de câte ori m-au și pe mine, aici e cu drogurile. N-am nimic cu drogurile, dar am văzut azi un pomelnic cu un comunicat de ăsta de m-a luat capul. Acțiuni în forță ale procurorilor și DICOT și polițiștilor în ultimele zile. 85 de acțiuni operative, 500 de percheziții, de ce or fi fost acolo. 10 kg de droguri prinse, capturate, înhățate. Bă, fraților, vă întreb și eu, de ce a fost nevoie să omoare ăla cu mașina niște tineri nevinovați? De ce e nevoie să constate unii la ani de zile după ce toți, dar toți știam cât de groasă e cu drogurile în România, ca să se miște ăștia și să-mi dea azi comunicat, că nici nu v-am spus, din memorie îl citez așa, o chestie alucinantă. Deja vedeam operațiunea aia din Caracatița, cum vin ăia, cu elicoptere, cu tot, să prindă 10 kg. Nu zic că nu-i de acolo. Dar de ce până acum nu era și acum că e la moda? Au băgat în CSAT povestea asta, a zis și președintele, bă, nu e în regulă, prea mulți drogați și în școli și peste tot, și s-au pus ăștia să-i înhațe, nu? Cam așa îmi pare. Florian? Nu. Nu e așa? Nu. Dar cum e, ia zi. În țara noastră mieritică e vorba de un herupism. Sau ca să fiu mai exact, la ordin, presiunea foarte mare care ai făcut-o și tu asupra autorităților, băi, ne omorâți copiii, nește, băi, dar azi ne apucă și noi de drog. Băi, la anul avem alegeri, ce facem? Scriu colegii noștri din presă, am citit și o măsuri luate, nu sunt suficiente, pe care le arată ministrul de intern. Că de la 6 luni ne prelungește, nu-ți dă permisul de conducere de la 3 ani și că-ți confiscă, că vezi cazul de la 2 mai pe care l-ai prezentat de atâtea ori, îți ridică mașina cu RCA-ul ăla, că nu știu, că n-am mașină, nu sunt măsuri antidroguri, ci vigilență. N-am văzut dealer arestat, vreau să văd cantitățile arestate. Aia și până și premierul și-a dat seama. Păi da, vezi, azi comunicatul a fost lung. Ia uite, ne arată și Alexandru. Da, bine, bun. Drogul. Eu aș vrea să văd, apropo de copii, că ai și tu copil, fetiță, să străiască. Mulțumesc, s-a introdus, pentru că rata de absorbție a drogurilor sunt tinerii. Da? Ei sunt cei vizați, nu eu ăștia bătrâni care nu știi că mai sunt pe fața pământului. S-au introdus controle în școli? Introduc la permis. Bun, iau permisul și pe mapu și transpunat ca iepule. N-am văzut nicio măsură luată, să spunem, în sectorul juvenil, la școli, la testele de care se vorbea. În Franța se face la intrare și împotriva armelor și atestori. Se pare unul bănuit e făcut pe loc. Dealer, mari rețele vreau să cadă, da? Nu o spoială că a curățat centrul vechi, din 84 de agenți care constatatori, 24 aveau mufă, 34. Asta mă lucrez de mult în presie și prea, scuze-mă expresia mea academică, bătător în activități de astea ca o să mai facă 2-3 și pe urmă precum ciobanul lui Goma. Bă, n-am apucat de treabă, dar se merită. Ia să ne odihnim un pic. Ia hai, că ești atent. Tot ai râs, era să zic că ai făcut mișto de mine cu drogurile. Vorbim în 2 săptămâni câte era zi s-au făcut. Că mai fac 2-3 și gata. Fefe, întrebare simplă. De ce a fost, frate, nevoie să apară povestea asta? Și doi la mână, dacă e așa, eu mă gândesc că până acum i-au protejat, i-au lăsat să-și facă de cap și acum că e groasă, ce a zis? Bă, prinde-mă 10 kg, dă-le la fraieri ăștia să audă lumea ca facem acțiuni, nu? Păi o să treacă și rupul ăsta, vă mai amintiți în februarie după cutremurul în Turcia și era din Gorj, comitet interministerial, ați mai auzit ceva de acțiune antiseismice? Nu. Vine altă șmecherie acum să răstoarnă un autobuz, nu știu. Să trece la aia. Păi stai că n-am mai auzit nici de alea cu buteliile, cu GPL-urile, cu nu mai e așa nebunie, nu? Păi cu crevedia. Cu crevedia. Da, deci vine alta, asta e România, cum zice Florian. Hei, rup! Hei, rup! Bun, dar dincolo de asta... Păi, dar dealerii au protejat de ei. Dacă da, scuze-mă, te rog. Ai văzut ce a zis domnul Despescu? Bă, să le dăm prime la ăștia care denunță la polițiști. Bă, pe care meseria lui, mă? Păi la Crevedia era vis-a-vis parcarea ilegală, unde se făceau de poliție și nu a denunțat niciun polițist. Bun, s-a întrebat, bă, ce acolo? Acum să le dăm prime ca să
să facă meseria. Păi dacă nu le dai prime, se apucă ei de droguri. N-ai văzut că a fost unul pe la Brașov? A prins doi. Poate le dăm cantitate, neavând bani statului. N-avea, au luat... Zice, cât ai confiscat? 100 de chiria și 10 chiria. Acum lăsând gluma la o parte, păi totuși. Nu e glum, dacă dacă în 10 zile sau 2 săptămâni de când au demarat, au băgat în CSAT și au zis gata pe ei, au putut să prindă 10 chile, au găsit, aia. Asta nu înseamnă că până atunci... Îi protejau sau îi lăsau? Au prins băia mari, au prins peșișori. Nu știu, 10 kg e mult. Habar n-am. Acum nu știu dacă ar fi fost 10 kg când probabil că au fost 9 kg de medicamente de la farmacii. Dincolo de faptul că noi mai râdem în stilul nostru balcanic, și francezii râd, îi fac urcani, poliția, în afară de respect, are și o parte de ironie în toate țările lumii. Vorba ta, dacă în 2 zile i-au prins pe ăștia, n-ai cum să spui mie că un polițist nu știe ce se petrece la când circulă scriție, că nu știe câți drogați sunt, că nu știe cam de unde vin dealeri. Eu vreau pești mari și vreau legislație. Păi... Repet obsesia mea, la legislație nu s-a modificat în urma dezastrului de 2 mai, decât faptul că îți iau un test înainte de a-ți lua permisul și ți le ține 3 ani. Ați văzut legislație competentă, aprobată, trecută prin ordonanță de guvern sau prin ce doriți dumneavoastră, stoparea traficului de droguri în mediul juvenil? Nu. Ieri m-am întâlnit întâmplător cu un medic, dar din una în alta, că nu îmi trebuie de ce operație face la pe creier sau alte. Mi-a spus că a fost la nu știu ce festival de ăsta, după incident, nu dau nume, nu contează, și 26 a trebuit să-i intubeze din ei că îi pierdea ca droguri. Deci e o chestiune de fațadă și... E minusculă în, cum zice Fefe, prietenilor la Cătălin Pena. În oceanul ăsta aprinde 20 de ăștia, cum să spun, dealerii mari. De obicei preferă înțelegeri cu poliția să dea 10-20 de impuri, că pe aia schimbă niște băieți de pe stradă. Și să-și continuă ca să fie și polițistul... Haideți că să mă acum fac și eu bățul bringar, dacă tot ne domnim așa, dar hai să bine, Dane, da. Gata, băi fraților, în Marea Britanie, Boris Johnson a ieșit cu ceva vreme... cu o constatare teribilă. Bă, în birourile de lângă el, în toaletele de lângă ei, au făcut ăia, au luat probe și era plin de... N-o fi la fel poate și în Parlamentul ăsta României, mă gândesc eu. Dă nu vor ăștia să dea niște legi utile? Că legile sunt până acum au fost parcă în favoarea astorlalți. Ce le să dea, Dan? Păi hai să ne amintim când au găsit sacii aia cu droguri astea iarnă sau când. Când veneau la mare, la malul mării. Și opriseră radarul. Păi cine a oprit radarul ăla? Când radarul a oprit. Când s-au răsunat aia și au venit drogurile. Nu s-a spus, asta a spus vreodată, a intrat cineva în pușcărie că radarul ăla era oprit. Ce mă, dar zic și eu, o lege, dacă dai lege, te-ai urcat dacă droga la volan, 10 ani sau nu știu, nu mai ai dreptul la condus. Da, ca să dai legea asta, trebuie unul să o propună în Parlament, să treacă de niște comisii și unii să ridice mânuța mai mulți. Hai să fim foarte serioși, că dincolo de tonul ăsta, așa, absolut firesc și colegial, între noi trebuie mult mai grav. Zile serioase. Păi nu că l-am zis tot timpul să răcăți foarte serios. Dincolo de stilul nostru ca balcanii, de domne, suntem țara lucrurilor rezolvate, gestionat de la televizor. A, se lua măsuri. Apare ceva, luăm măsuri, uităm, da? Problema e și la nivel european. La Bruxelles, te spunem foarte clar, întreabă că ai prieten europarlamentar, se face niște presiuni uriașe ca drogurile ușoare să fie legalizate. În sistemul nostru, mimetism, da? De secole. Ce zice poarta face noi? Ce zice Moscova face? Am lăsat o moale cu drogurile. Înainte îi mereau poliția pe care o știm noi, miliția, domne, nu sufla unul. Da? Păi, acum, cu presiunea din afară, bă, dar acolo am fost eu, mai vin 2-3 în Olanda. Păi, da, acum ne băgăm în politică, Florian. Nu e politică, e o consecință. Există un anumit curent sau o anumită zonă politică care forțează chestia asta cu legalizarea. Exact. O zonă de-aia europeană, nu? Europeană. Și atunci autoritățile române, pe bună dreptate, că noi suntem țara mai de lăsătoare, am zis, bă, și aia din Europa, păi, a mai ieșit și polițiști în afară, să nu crezi că niște proști. Acolo se fumează, acolo nu fac nimic. Au început să o lase mai moale, ne dându-se seama că băia poate au un viciu așa de fumat, o țigară, iar la noi ne norocim copiii. Ia dați, mă, frate, ia dați acolo camera pe Fefe aici să vin, că uite, zicea omul mai devreme, da, zicea omul, ia lasă, dați pe mine așa, mă. Ia uite, mă, Fefe, că de asta vorbeai. 130 de kg, cred că am reținut bine, are, nu? E captura aia de la malul mării. Da. Păi asta înseamnă transport adevărat, nu? Asta înseamnă... Nu doi de aia cu ierburi... Două țigări s-a vindea ăla, nu știu ce, din farmacie. Cu etnobotanice și cu nu știu... Alea sunt imaginile adevărate ale probabil. Alea sunt capturi mari și e și un manual, dacă îmi permiți așa, în râdere, cum se face exportul de drog. Bași câte unul cu o sacoșă cu patru. De-astea îți bucă, poliția îți decurează între ei și pe lângă el trece tirul.
Nu închid așa. Pe ce face legea există. Și crezi că dacă facem ce zice Cioloș, hai să nu mai mă învârt așa pe lângă ce al de Cioloș și al de ăștia care vor să legalizeze drogurile ușoare. E mai bine? Adică o să o trimit pe fimea mai liniștită la școală? Nu, mai ușor. Adică nu praf, mai ușor. Da, mai ușoară. O trimis mai high. În momentul ăsta există legislație. Nu e aplicată. Că ce va fi cu drogurile ușoare, nu știu ce vor prin drogurile ușoare, ce înțeleg prin asta. Păi alea dacă medicamente. Eu fumam când eram mic țigări de frunză de viță, când aveam bani să-mi cumpăr țigări. Erau droguri ușoare? Noi, hai să recunoaștem, noi toți în tinerea noastră mai frecventam un șpriț, da? Ce înseamnă șpriț ușor? Adică da. E aceeași demență. Îți diluezi mai mult. N-ajungi manga acasă, ești doar cu lăutarii. De ce e aia drog ușor? Păi nu știu ce zi aia drog ușor. E ceea ce au legalizat toate țările din lumea, o bună parte din țările din lumea. Bun, dar nu legalizează drogatul. Nu legalizează drogatul la volan și dă pârnaie de nu se mai sună la cât trăiește, la știe că se droghează, se închide într-o cameră, nu mai iese. Da? Are un spital, un sistem de sănătate capabil să ia și pe aia ușor și pe aia grei. Și să te ferească Dumnezeu să vezi unui minor. A, da, apropo. Da? Adică hai să vedem ce legislație e acolo. Să te păzească Dumnezeu, să dă vizi unui minor. Bașca că iau și post, nu doar pedepsesc. Au niște centre de a minor în care legea se respectă, în care dacă îl bagi, ai șanse să-ți scoți sănătos. La noi nu există. Îl cerți, îl bagi la pușcărie, îl bagi cu băta, dar îndreptarea lui din droguri. Care e o pasiune, nu există. Da. Spuneți-mi un centru antidrog. Unde te duci să-l faci? Legislația, vă spuneam, există, dar cine o aplică? Voi ați mai văzut polițistul de proximitate? Că ăla știa tot ce e pe zona aia. Ați mai văzut? Tu l-ai mai văzut la tine? La mine, da. Dar adică eu abar n-am. Acum iar mă întorc în politică. Păi, pe vremea aceluiași domn Cioloș, că dacă m-ați provocat, dar păi să și eu pe cum tine, mai să te provocăm. Pe vremea domnului Cioloș, ministru, cred că Tudorache îl chema la interne, a luat tot ce înseamnă competențe pe culegele de informații a fostului 2 și un sfert, care îi zicea DGIP atunci, și a zis, bă, ăștia trebuie să rămână doar cu verificarea polițiștilor. Au scos componenta de informații. Ăștia ce făceau la DGIP? Se duceau și ei, colegeau informații și de pe aia. Și așa au ajuns polițiștii acum, care nu mai au nicio supraveghere pe zona de drog, să se transforme inclusiv în dealeri sau în ce... A intrat prin mijloace specifice, intrau adică... și se infiltrau în rețele. Că prindeau capturi internaționale, dar dacă nu le mai dai atribuții, cum să-i prinzi? Adică degeaba ai lege dacă n-ai cu cine o aplica. Ce faci, transformi milițianul în câine lup să-mi lasă drogul dacă n-are informații? Unde se duce? Te ia pe stradă ca alcool testul. Informațiile ce spunea, păi... ce spunea Fefe aici, le are ăla de proximitate, ăla care știe, sectoristul, ăla de la secția locală. Nu iau cu poliția locală, bă, tu ai față de drogat, hai să te verificăm. Eu, încă o dată, spun herupistă. Ce a ieșit bine premierul Ciolacu și a zis nu-ți mulțumim. Poate a făcut o politică, ministrul e penelist, dar m-am uitat și eu pe propuneri. E ridicul aia cu permisul și că nu ți-l dăm 6-1-3, ci îți confiscă mașina. Dom'le, atât am izbutit în luptă, asta e marea luptă. Care mașină poate e a mea, că eu am împrumut lui, habar n-am că se droghează și își face. Mai intru în circ după aia, stai bă că e mașină. Și aia care n-are legătură cu RCA-ul ăla, nu știu că voi aveți mașini, că dacă n-ai talonul ăla, aia e măsura antidrog. Ești cu 3 fâsuri de astea și spui am salvat România de drog. Am nu suntem toți proști în țara asta. Mamă, ei l-au avut pe băiatul ăla de la 2 mai, l-au avut în secția de poliție. Ce vorbim? Ce legislație trebuie aluia? Când a avut eu, pe ăla l-a avut în secția de poliție. I-a dat drumul să omoare 4 oameni, 2 și 4 ani. A mai apărut un, am vorbit-o cu Dan în rândul trecut. Dom'le, nu-l găsești drogat. Că nu ți apare pe aparatele alea care nu l-a luat încă. Că l-a luat un, cum să zic, un cocktail de medicamente care n-a parcat fiind droguri. Dar toi varzi de la cap, înțelegi? Poate mai tulburat, te spar pe cap, mai rău decât ar fi luat drogul. Lua la ce-i faci? Astea-s propune legislative. Hai să fim serioși. Ce doamne iartă? Țara lui Heirup, da? Condusă și guvernată de televizor. Ne uităm. Ce probleme s-a întâmplat azi în lume? Arsunul. Vom lua măsuri împotriva incendiilor. Scapă o babă pe zebră. Vom vopsi zebrele. Nimic nu e continuu, totul e improvizare a unui sac care deja rupe. E atât de peticit încât rupe. Nu mai ce să faci cu el. Dacă vreți o opinie cinstită, așa dacă e să-i lăudăm că e bine, nu văd nicio... Drogurile intră în țară, dar valorile nu ne intră. Acum ne mutăm, să-i mai lăsăm și pe drogații ăștia să respire, că sughiți acasă săraci în fotoliu când tot îi pomenim și poate regurgitează ce au înghițit. Alex, straf acum arăt de noi. Nu știați că mai vine o valoare? Am mai prins una. Cine? Acum, sigur, o să zic că unii că îi fac reclamă lui Alina Gorghiu, dar bă, frate, cât a fost predoiul la Ministerul Justiției, n-am fost capabil să aducem un cap de fugar în România. Bă, niciunul.
Știi cum era? Luna și Fugaru. Mai a plecat Vâlcova, a plecat Arsenie. A plecat nu știu care. Ăla e vechi deja, stai, e vechi. Ni se întorc valorile. Uite cum a pus aici Alexandru. Tocmai astăzi, breaking news, da, să zic așa. Mie îmi place cu breaking news, că breaking news-ul ăla e doar în secunda aia când se află. Dar fii azi. Maior Lazar Dorin. Dorin Lazar Maior, da? Din Brașov, da. Fost deputat PSD și PRM, puțin PRM. Maior a fost și lider al organizațiilor de revoluționari din Brașov. Acesta se ascundea unde, naiba, să te ascunzi când te condamnă ăștia în România? În Italia. După ce fusese condamnat doar la 2 ani și 1186 de zile de pușcărie în România. Astăzi l-au luat, l-au prins. Pe lângă ăsta, că acum, na, de asta zic și aici, sunt curios să văd și explicația voastră. Bă, frate, pe vremea lui Predoiu n-am avut unul, n-am reușit. Ne dădea Italia cu flit, ne dădea Grecia la fel, ne dau tot, la Marea Britanie. Alex, ce mai avem? Ia uite-l, a venit cât? Era înainte să plec eu, vacanță, cred că străiți 2-3 săptămâni, da. Boienică. Nu genică, boierică, boienică. Și asta a fost, că cu presa, cu ministru, aici s-a cam încurcat, dar o înțeleg, doamna Gorghiu... Femeie nu știe cu interlopii, cu nu știu ce, măcar să-i aducă și după aia identificăm noi cine e ăla, cum era. Cine a mai fost, Alex? A venit Darius Lingou. Ia uite-l, a venit și Darius Lingou, fostul ministru de finanțe, l-au adus. Cum ai zis Lingou? Da, așa îmi place mie, să zic că era cu lingourile, cu tablourile. Și a mai fost unul, dar ăla nu e pește mare, dar zic eu dacă nu l-ai găsit, Alex. Era săracul om, un criminal din Berceni, omoruse un copil, l-a băgat într-o casă din Berceni undeva sub pat și a fugit, o familie, în canapea. Și da, a venit și ăla. Chiriașul a găsit canapea. Bun, la ăla n-aveam emoții, cred că și pe vremea lui Predoiu l-a duce, că nu e... Nu, cred că s-a predat el. Da, ăla l-a trimis italienic, n-avea nici cașcaval, n-avea nici... Ce caută pe aici? Si, io, nio, ce io, mă, mai marci, bag, la revedere acasă. Da, totuși, au venit 2-3 grei. Acum, ce înseamnă? Că e bine să mișcă Gorghiu mai bine ca Predoiu? E parte, vin alegerile și trebuie să aducem... Când o să-l văd pe Sebastian Ghiță, o să o felicit. Păi stai, domnule, că nu e condamnat definitiv. Cum nu e? Are vreo condamnare definitivă? Stai și prescris-o, fapt. Nu, ăștia, eu vorbesc de... Tu deja lucrezi la nuanțe, la ăștia care sunt cu dosare și cercetați și noi vrem noi. Hai să vedem pe aia unde s-a dat definitiv cu ciocănelul. Fără a intra în prima parte a intervenției politică, vreau să spun că un stat puternic demonstrează că este într-adevăr puternic prin aducerea acestor infractori acasă de a fi judecați de autoritățile române. Ăsta e un stat puternic care te găsești oriunde lume și răspunzi oriunde pe glob. Asta înseamnă să fii cum Statele Unite își protejează cetățeanul cu oriunde pe colțul lui sau dacă a făcut ceva, îl găsești acolo și îl aduce acasă. Ăsta e un semn bun din punctul meu de vedere. A un semn prost, sper să se îndrepte, e că țări care fac parte din achisul nostru comunitar, Grecia, unde avem un primar, da, sărac, o să-i dea Dumnezeu sănătate, da, mie mi-e dor de el să vină acasă. E primar bolnav, nu, să-i dea sănătate, bună. Să-i dea sănătate și încă vreo, nu știu câți, că am toți fug în Italia. Nu-i posibil ca instanțele europene să le spună că le dau și azi, adică să-ți facă pușcăria acolo. Dom'le, la ăștia, dacă și ministru de justiție, da, o să ferească România de așa ceva, le luam 3-4 mafioși de a fugi și le dădeam azile în România să vadă, le făceam ceva similar. Liceam italianul, nu contează că a eludat. Pentru că nu există asta la nivelul Uniunii Europene, poți să spui. Hai că povestea prietenului meu Cătălin Pena de Serbia. Ăsta măcar Serbia e în Uniunea Europeană. Dar în Italia să fi plecat acolo, să nu pățești nimic, să spui și aici executat condamnata. În Grecia, că e persecutată. Marea Britanie, că zice, n-ai aer destul în celulă. Ce fac miniștește ai justiție? Adică cum vorbesc cu colateralii lor, cum se numește, da? Alo, băi, mai am 3 fugiți la tine. Adică iarăși e chestiunea de lege, de voință a unui stat. Păi asta la nivel de premier suna. Băi, un fost deputat al meu, host, și tu ai acordat azil. Ce e la tine acolo? Ce se întâmplă? Uite, așa, în timp ce noi vorbim, o să ruleze Alexandru în spatele meu, că dacă tot și-a făcut așa curaj doamna Gorghiu și a început, uite, mai dăm să nu-i uite. Da. Daniel Dragomir, da, SRI-istul de la ăsta. Ăsta, ca să l-amintesc telespectatorilor, că i-am dat... S-a predat, da. Ăsta este, nu s-a predat, dar ăsta e creierul actual. El are toată filiera de acolo, de la italieni, le dă consultanță. El i-a dat consultanță lui Arsene, el. Lubica. Deci când vine ăia, gata, ai problemă, pac, el îl pune legătură cu domnul avocat, cu domnul ce trebuie, bineînțeles, nu fără cașcaval. Deci omul e consultant pe probleme de... Da, e bun pe materialist. Și mai sunt, Alex, tu rulează aici în spatele meu...
L-ai dat pe Ghiță, încă o dată, la Ghiță, eu nu zic că nu trebuie să vină, mâine ar trebui să vină. De ce nu vine dacă dar problema e că măcar la ăsta nu ai o definitivă și irevocabilă. Nu, nu e definitivă. Și Ghiță, nu e, a zis bine. Servia nu e și Ghiță și-a luat cetățenia. Dar asta e, nu e și definitiv și irevocabil și cu banii nerecuperați. Da? Uite. Da, înțeleg că i-a luat casa din România, nu mă ajut. Mă rog, i-a luat și noi o casă. O casă. E bine că l-au condamnat pentru 25.000, parcă era mita. Da, nu știu, a luat o casă. La pungă și a luat o casă. Aici suntem da, nu, nu, nu ala care l-a pus pe numele Fisu. Una care a rămas-o pe a lui. Da. Asta la fel. Nu e definitiv, dar are 15 ani și o bucată serioasă la... Aici e probă medicală, am mai discutat. Așa. Tu mai rulează-i. Da, zi, Fefe, cum e? Are dreptate, cred că și Florian, nu? Ar trebui să bate și noi cu pumnul masă de la ministru la ministru, de la stat european la stat european. Păi, cum a bătut doctor Bode cu ministrul, cu omologul său din Austria, cu Schengen? A bătut doctor Bode? Ce vorbim în Italia? Ce vorbim în Italia? Păi nu prind mafion și dau azil în România vreo doi și faci reclamă cu el. În Italia nu-și prind, lasă în libertate mafioții, mari mafioți 35 ani. L-a prins pe unul după 35 ani, pe șeful Camona, nu știu care, acum care era pe cancer, era pe ducă, l-au prins pe ăla cu linia. Păi uite, ar trebui să faceți și noi așa, bă băieți, nu ne-i dați pe ăștia de-i rulăm noi, uite, pe Bica și pe alții? De mâine România este sanctuarul Camora și al lui Gomora și al lui cine vreți. Oferim azil politic aici celor care fac infracțiuni în Italia peste... Pentru un milion la anunț, bugetul statului. Anunț, peste un milion România vă oferă azil politic. Da. Italia, dau anunț în ziare. Bravo. Da. Și i-am curățat. Da. Păi le-au câte un milion la fiecare și zic, țineți-mi și mie. Păi. Dar ei paga de la gură, băiețul ăla, Dragomir, cui mai nu dă și el la băieții ăia, jucători? Păi da, băieții ăia sunt în Italia, mai bine să ia românii, nu? Păi dar nu le dă la jucători italieni, la ăia, la cui dă? La italieni le-o dă? În parte, păi Dragomir. Păi și mie băieții. Statul român, de ce păi mi-e frică de la gură? Păi că ăia nu la fel de corupți sau mai corupți ca noi și italieni. Ei, ce eu vreau să aduc bani în țară. Păi, dar ăla le-a oficial un milion. Păi și... Ca Berlusconi. Și jucătorii sunt corupți. România e un rai. Nu pățiți nimic. Orice ați pățit infracțiuni în Italia, la noi nu se pune. Și îi pânesc cu 10 de ăștia și am calmat. Pui pariu? Eu zic că e corupție și în statul italian mare de tot. Păi asta justificau și de-aia vreau să-i salvez pe oameni. Așa, corect. De-aia vreau să-i salvez pe oameni. Asta justificau și ai noștri. Dom'le, că e corupție în justiția din Italia, în justiția din Grecia. De-aia eu îi țin până nu vin unele definitive, îi țin la mine pe bani. Da. Și atunci ce să faci? Noi trebuie să le arătăm europenilor că suntem cei mai necoruptibili, cei mai curați și asta e, că ai noștri. Aplicăm modelul românesc. Ghinion vorba unui clasic, nu? Eu așa l-aș face, dar că altfel nu merge. Poți ce am pățit cu austriecii, că vorbea rândul trecut. Nu. Acum, bă, trec de la una la alta, la mine e alert totul. Dacă tot am vorbit de bani și am vorbit mai și pe prima parte până să veniți voi, hai până la pauză, așa să trecem rapid și cu austeritatea asta, cu măsurile astea lui Ciolacu și ale guvernului. Zi tu, Fefe, prima dată. Ordonanța sărăciei, da? Asta păi, care trebuie să strângă, adio bugetari, din sistem, tăiem bonusuri. Deci economic e o mare porcărie care va adânci sărăcia, părerea mea. Cum, doamne, nu ți-a spus, vrei să-l mai pun o dată? Mă, Alex, te rog eu, fii atent, pregătește-mi, dar nu-l mai las așa mult, că mă îngru... dar mai dă-le puțin așa să ruleze, că poate au scăpat, cum se spune, Fefe, auzi că e o mare porcărie. Păi, Fefe, ascultă ce spune prim-ministrul României. Stai că ne dă Alex, dar el, tu nu poți să păi ce să... Păi, cum adică? Tu contrazici pe premierul României sau ce faci? Dar cine e premierul României? Cum contrazic? dacă n-aș fi la televizor, n-aș băga și undeva. Adică, păi sunt măsuri complet antieconomice, piața reglează, nu vii tu cu TVA 10%. Băi, ascultă aici, uite, un pic, Alex, dar nu țin tot, când zic să-l tai. Dar de inflație vorbește ceva? Dă-i puțin, ia să vezi ce vorbește. Ia zi, Alex. Ia zi, Alex. Ia. Vă spun cu toată responsabilitatea. De astăzi s-a terminat cu dubla măsură. S-a terminat cu privilegiile la stat. S-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat. Și mai ales s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală. Faceți bani cu muncă, nu ușor. Hai la încă fel una ca toți românii. Și eu m-am săturat de ipocrizie. Trebuie să înțelegem cu toții că așa cum a fost până acum, statul român nu poate merge mai departe. Nu mai putem să ne mințim unii pe alții. Doar ei nu mai putem să ne facem că facem. Nu mai putem să cerem mereu fără să dăm nimic în schimb. Am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să vin. Nu pot să vin în fața dumneavoastră și să vă mint
așa cum ați fost mințiți înainte de alegeri. Auzi, dar știi ce zic eu, Alex? Eu cred că și-a tras cravata în partea asta, că aici era buzunarul ăla din care săreau mereu banii, știi? Și cred că o fi cu, pare cusută. Deci mie îmi pare că a cusut cravata. Zic, bă, coase să-ți ia buzunarul închis. Da. Hai, te rog eu, lasă-l, gata, l-am auzit. Fefe... Legile astea s-au terminat, stai că nu înțeleg. Care hai să nu ne mai mințim, care... zi adevărul. Păi el citește acolo, dar nu minte, el minte ăla care i-a scris probabil și el citește ca papagalul. Citea ca un papagal. Dar dincolo dar de... Nu rușine, de... Bun, dar nu e rușine să spui așa ceva. E un discurs electoral. Ce vreau, dar toate suntem proști atât de, la nivelul la de... La are omul patru alegeri, patru ture, da? Are... Păi, dar nici ăla, poate la patru clase în jos să... Să creadă dar cineva. Dincolo de asta, legea în sine, cum ai văzut, vor să reia 1 la 2% la bănci, la multinaționale. Trebuie să ia 1000, camrat. Tot la mine să-ți ajunge. Păi să banca zice, bă... Să-mi spună cum. Bă, Fefe, m-au ars ăștia, mi-au luat 2%. Ia, vino cu... Ai rate? Ia, vino aici. Pac. Băi, Florian, ai rate? Vrei, că vrei credit? Ia. Pac păi, aici, nu? Păi, dar... Am normal că am rate la bancă. Eu nu sunt un specialist economic. TVA-ul e o mare necunoscută și ziua de azi pentru mine. Băi, e 9 sau 19, altceva. Da, poate să fie oricât. Am crezut că a jucat la noi la Dinam. Dar e clar că România nu generează bani, nu sunt bani. Și atunci orice premier caută soluții. Nu cred că asta e cel mai fericit, ca să fiu eu, nu să râdă lemnea de mine, s-a băgat istoricul Bichir în... TVA-uri sau eu am dat eu soluții. Dacă aveam soluții. Dar mi se par cinstit, așa, destul de puierile și de nepus în practică, vă spun. E greu să generezi cu o idee când vă spun ceva. Sincer, că am verificat să zile întregi în care statul român nu colectează un leu. Toată lumea avea bani. Și într-adevăr aici, i-am dat o singură dată, i-am dat dreptate când zice așa nu mai merge. Dar să vedem soluțiile. Da, îi dai dreptate când zice că n-a văzut în viața lui atâția bani cât avea buzat un portbagaj? Aia cum se pare? Nu. Nu. Hai, Fefe, rapid. Uite, la ultimul rând. Stai că vrea să-ți, Fefe, să-ți ultimul rând. Care renunță la? Comasarea instituțiilor de cultură. Păi, păi bă, dar nu reducem cheltuielile. Dacă nu avem venituri, că zice Florian. Padre. Nu sunt. Zice, bă, nu se încasează. Nu se ca... Dar nu, hai, tu încerci să reducem cheltuielile. Eu dacă nu dai bani mai mult la salariu, mă duc acasă și tai din bani de pâine, da, de fix, struguri. Ai găsit-o și tu pe aia cu instituțiile de cultură, că s-a angajat Academiei Române. Dar păi, da, 40 de funcționari care tai un plic într-o zi. Hai să-ți dau un exemplu. Da? Hai să ne uităm poate unde hai se să vă dau un exemplu care mi-a venit acum. Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Gata, ai găsit și tu cultura să tai. Și agenție, mai au agenție a instituțiilor publice. Sunt două. Care fac același lucru, dar nu fac... Sunt o gama, sunt instituțiile pentru drepturile omului, la Senat, la Institutul Limbii Române, la Ministerul Educației, care ea nu fac nimic altceva decât numesc niște profesori pe afară, vreo 5 ani. Am că e celebră pentru digitalizare, trebuie dosar cu șină la etajul 3. Știi în cazul în România, că toți zânări de birou. Dar de ce? Birocrația asta trebuie luată și scuturată. Trebuie nu să cheltuieli. La cultură, nu să te joci cu TVA, o habar n-am, mare, mic. O soluție trebuie luată, dar trebuie luată, cum să zic, corect, cu calm și nu populist. Dar eficient, că soluțiile care au fost date, n-am nimic cu Ciolacu, încerc să fiu cât de obiectiv, nu subiectiv, nici cu unul, nici cu altul. Bă, le vreau mai pragmatici. Adevărul că nu am niciun leu. Ce o presiune va veni iarna asta groază. Dar nici n-a tăiat un leu din cheltuielile statului. Bă, haideți să vă spun ceva. După pauza publicitară, voi poate știți, dar dacă nu știți, rușine să vă fie cine și ce face pe Escobar pe lumea asta. Și doi la mână, o să la... Uite, Florian... Da. Mie mi-e rușine. Păi, deci, Fefe, pe tine o să te certăm după scurta pauză de publicitate. Dacă nu știi cine e pe Escobar, ai o problemă. O să te... N-ai ce să cauți pe TikTok. Oameni buni, scurtă pauză publicitară. După aia vă explic și cu Escobar și vă explic și cu primarul care merge în rindă melc la primărie, dar pe stradă rupe asfaltul. Acuș, o scurtă pauză și să vedeți ce vine. Am revenit, fraților, ultima parte și, cum vă spuneam, România parcă s-a împărțit în două. Ăia care îl știu pe Escobar și ăia care nu știu pe Escobar, la fel și invitații mei. Uite, Cătălin Pena n-a auzit de Escobar. Florian e mai pe rețele, mai e pe forță. TikTok, eu nu sunt pe TikTok. Ești mai TikTok, ești pe TikTok. Ești în București, da. Ești TikTok. Ești în București, da. Bă, fraților, între noi fie vorba, pare cumva bolnavă România asta la capitolul ăsta. E părerea mea, mi-o asum.
Nu-i posibil ca un restaurant sau o instituție, o de-asta de alimentație publică să fie controlată de onor inspectorii de la ANPC și de la controlul ăsta să se creeze o isterie națională. Bă, de o isterie națională, credeți-mă. Deci dacă intri pe TikTok, zeci de mii, sute de mii de vizualizări, unii pro, unii contra, domne, l-a făcut, l-a nefăcut. În esență, pentru cine nu știe, mă erigez eu rapid așa să vă explic. Pescobar ăsta e un băiat care avea și el vreo 2-3 cârciumi de-astea, mai pe rafițe până Herăstrău, începuse să meargă mai departe până România largă, pe la Timișoara una, pe la Znagovni, nu mai știu pe unde, că nu i-am ținut evidențe. Și băiatul, cum își făcea promovarea? Nu își făcea reclamă clasică, tradițională, era pe TikTok, pe Facebook mai puțin. Facebook-ul cred că are alt tip de public, nu era ce căuta el. Pe TikTok îi rupea pe ăștia, pac, 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 pac. Și a crescut, a făcut un cont ăsta influent. Bun, ce s-a întâmplat? Acum câteva luni de zile, înțeleg, prima, dar o să ne spună cineva mult mai aplicat istoricul, dar așa scurt, că la noi mergem rapid în repede. L-au călcat inspectorii de la ANPC, bă, ce aveți dumneavoastră aici? Nu, zavon de fruct de mer, opa, fructe de mare, ia să vedem. Și nu erau cum trebuie. Pac, amendă, pac, închidere, o perioadă, nu știu ce. E, omul s-a revoltat atât de tare că l-au amendat și l-au închis ăștia pe TikTok. De fapt, l-au închis ANPC-ul pe Cârciu, încât a provocat, repet, un întreg scandal. Acum, eu un singur lucru vreau să spun și eu mai las și pe invitații mei. Dacă a ajuns TikTok-ul, chiar și Facebook-ul, și Instagram-ul, sau cine naiba o mai fi pe Twitter-ul și să fie instituție de judecată, fie ea morală sau fie ea cum o fi, înseamnă că ne ducem de râpă, că altfel nu pot să spun. Bă, până la urmă eu o văd pragmatic. Bă, au venit niște inspectori cu legitimație, cu hârtie la purtător, au constat, au făcut și niște poze. Nu? Florian, repede, nu așa ți-a părut sau cum e cazul? Greșesc? Repede, cazul e complicat. La ce mătă, din punct de vedere legal, exact cum ai spus, ANPC-ul a venit, a făcut control, a închis trei restaurante. Acum avem două teme de discuție. Una, restaurantul nu era atât de necunoscut și făcea 10.000 de euro pe zi. N-am spus că era necunoscut, din contră. Era 10.000 de euro pe zi, scuză, nu e problemă. Și totul a căpătat un diferent între domnul Pescobar, cum o spune, și președintele ANPC-ului, Hurea Constantin. Îl cunoști pe Hurea Constantinescu, am avut chiar divergențe cu domnia sa, dar pe lege e foarte bun. Pe litoral, într-o campanie electorală, ne-au despărțit ca marea mani. Adică, dar încerc să fii cu separat de obiectiv. Una la mână. Toți comerciații acuză că controlele ANPC sunt exagerate în Italia, nu sunt poate toate regulile. Da, trebuie vorbit tu că ești joși cu viața cetățeanului, dar nimeni nu s-a îmbolnăvit de la asta. De aici, cum ai zis-o, ajung la ce mare isterie. Apare domnul președinte George Simion și spune omorâți industria și români mici întreprinzători. Păi niciun pește de acolo nu era românesc și toți angajați sunt nepalezi. Dacă ajungi să implici atâtea autorități în stat ca să-l execuți pe ăsta, Pescobar susține că n-a vrut să dea și pare că lui Horia Constantinescu. Cam ăsta e adevăr. Adevărul lui? Nu, adevăr. El asta susține. Ce, domne, Horică, bă, nu faci tot ce... Băi, eu n-am auzit spunându-o public asta. Adică a spus pe TikTok. A zis că i-au cerut să bage în politică. E drept, nu-l urmăresc cam așa, cu o regularizitate de ceasul vețial. Acum să vă spun că eu mai umblu prin București ca și dumneavoastră. Să vă spun ce am aflat ieri. Că mai ieși o să beau câte o cafea și mai cu tăric. N-a stat să verific. Râcăia la început nu de la peștele ăla pe care nu l-a reclamat nimeni. S-au gândit ei să caută la Giurgiu de unde vine peștele de la Sfântul Munte Asos, că așa a spus ultimul TikTok de ăsta. A zis că nu era stricat, era binecuvântat că a fost de la Asos. Așa? La fel ca și diaria, dacă vine de la Doamne Doamne, așa a vrut Dumnezeu. Eu vă spun pe sus și cu asta închid, ca să nu fie. Vacanțele sale prelungite, domnul Pescobar, că nu pot să vorbesc cu râs sau să... Paul Nicolau, da. Paul Nicolau și un om corect, zic eu. S-a dus în vacanță și s-a pozat cu Nicu Gheară, unul dintre cei mai buni prieteni, între ghilimele, al lui Horia Constantinescu. În momentul ăla și-a adus aminte că s-a ia peștele de la Giurgiu și a început control. Zice lumea, legenda târgului. Acum că în asta s-a băgat George Simion, că ne-a omorât investitorii români. Bă, hai să vedem de la sursă. Pe te întrerup 3 minute. Nu știu. Asta e. La noi mergem direct la sursă. Bună seara, Horia Constantinescu, președinte ANPC. Cum e, domne, cu peștele de la Muntele Sfânt? Atos, binecuvântat. Bună seara.
M-aș bucura ca fiecare dintre cei care își dau cu părerea să aibă maturitatea unei analize obiective. Prima acțiune a noastră de control a fost desfășurată în data de 1 iunie. La data respectivă nu a apăruse nicio poză cu nimeni, nicio ipostază. A doua acțiune a fost desfășurată undeva la sfârșitul lunii iunie, nu mi-aduc aminte exact data, și abia a treia acțiune, cea în care s-au luat măsurile cele mai ferme, s-a desfășurat undeva la jumătatea lunii septembrie. De aici până la toată teoria conspirației, pozele și filmările pe care noi le-am realizat arată realitatea. Mai mult decât atât, în cadrul uneia dintre acțiuni, am depistat și de ce am ajuns la Giurgiu, pentru că acolo era sursa produselor și avem obligativitatea de a analiza întreg traseul acestora, am depistat și că pachetele ce plecau către consumatori nu respectau temperatura de păstrare acestor produse extraordinar de sensibile și de perisabile, motiv pentru care s-au oprit la acel moment câteva sute de kilograme de astfel de produse depozitate neconform. De aici până la toate fumigenele și petardele, că i-am cerut eu șpagă, că noi am cerut eu șpagă, lucru pe care n-a putut să-l dovedească niciun fel, singura întâlnire între mine și domnul Paul Nicolau și mama acestuia a fost în cadrul unei audiențe, cu toate că făcuse rost de numărul meu de telefon și încerca cumva să ne întâlnim probabil în afara orilor de program. I-am explicat că discuția o putem purta numai la sediul autorității, în prezența unui coleg de la departamentul juridic și a unui coleg ce alcătuie. Domnule Constantinescu, vă întrerup o secundă ca să clarificăm o chestiune care și mie mi s-a părut bizară și un pic am picat în plasa ei. Primul control, spuneți că a fost în urmă cu mai multe luni. 1 iunie ați spus sau cât? Da, 1 iunie a Bun. Fost primul control. Eu vă mărturisesc că am preluat o parte din fotografiile pe care dumneavoastră, cei de la ANPC, le-ați transmis în spațiu public, ca fiind de la acel control, cred că chiar de pe contul dumneavoastră sau nu știu, de la... cred că și am făcut și eu la rândul meu o postare pe tema asta și m-am trezit cu un hârdău de lături virtuale în cap de la internauți care îmi spuneau: domne, este o greșeală ceea ce spui, taverna cu pricina nu e închisă, acum a fost închisă acum 2 luni sau 3 luni, adică acel control. Întrebarea mea către dumneavoastră este, dacă primul control, ăla la care ați și închis, a fost în 1 iunie, de ce fotografiile sau despre caz, noi cel puțin am aflat mult mai târziu, făcând noi, inclusiv jurnaliștii vorbind, o mică confuzie, crezând că atunci s-a închis taverna și nu cu 3 luni înainte, o zi sau două, sau când a fost? A fost închisă, oprită temporar activitatea până la remediere, remediere ce s-a produs în data de 3 iunie, dacă nu mă înșel. La acel moment am considerat că transmiterea în spațiu public a unor abateri ce nu aveau învergura celor constatate ulterior nu va face cu siguranță bine afacerii respective și întotdeauna am încercat să păstrăm echilibru între mesajele pe care le transmitem și realitate. A doua acțiune de control de asemenea a condus la măsuri complementare de oprire temporară. A fost momentul în care acest operator economic a înțeles să facă o joncțiune între societatea comercială ce fusese oprită și o altă societate comercială administrată tot de către familia sa și față de aceasta s-au luat măsuri, iar în septembrie, fiind vorba de abate repetate în mai puțin de 6 luni, măsura complementară a fost... Deci care v-a să zic că n-ați dat atunci imaginile ca să nu-i prejudiciați afacerea și le-ați dat mai târziu. Am avut-o în cadrul audienței pe care am avut-o, la care a participat acesta, repet, împreună cu mama sa, am discutat încă de atunci și am spus în modul cel mai transparent că apreciez modul în care își promovează afacerea. Am smuls promisiunea mamei dânsului că vor face investițiile necesare și ca monedă de schimb a fost netransmiterea în spațiu public a tuturor celor constatate, repet, cu promisiunea ambilor că vor face investițiile exact așa cum le-au fost recomandate de către colegii mei. Noi ne-am ținut de promisiune, dânsul mai puțin, între timp am înțeles că utiliza niște mașini cumpărate la mâna a patra, nu a doua,
pentru că starea avansată de degradare a acestora nu mai reprezenta o siguranță pentru transportarea produselor. De la mama dânsului am înțeles atunci când a solicitat să desigilăm acțiunea la care am participat și eu, pentru a nu mai fi acuzat că dau ordine de la birou și nu particip efectiv la acțiuni și că de fapt încercăm noi cine știe ce măsuri să luăm neadecvate. Am înțeles atunci de la mama lui Paul Nicolau că au achiziționat două mașini de transport, repet, acestor produse extraordinar de peristabile și au nevoie de anumite condiții specifice. Probabil între Lamborghini, BMW au găsit loc să cumpere și ceva dedicat activității. Nu cred că mașinile sport pe care acesta le prezintă sunt adecvate transportării de produse congelate. Am înțeles. Dacă mai aveți o întrebare pentru... Nu, eu mă bucur că lămurește lucrurile astea în mod corect în spațiu public, la cât circulă e destul de mult. Eu știu că în profesionist am urmărit câteva din activitățile domnului Horia Constantinescu. Mai am asta cu negocierea, n-am priceput, și n-am priceput de ce nu. Asta și eu aveam curiozitatea. Deci, adică, o să vină și alții și o să zică, păi stai nene, că și eu aș vrea să negociez ca să nu-mi dea imaginile azi. Și poate peste 3 luni. Uite, m-a prins la mare în iunie, poate mi le dai și mie în octombrie. Nu cred că mai avem timp. Nu știu exact procedurile, da. Că nu sunt de specialitate, nu sunt meseria de neconstanță, dar nu înțeleg de ce a prins marfa la Giurgiu când un control se face de la restaurant, cum face în macheta de la restaurant, să urma merfei. Cum s-a dus el și a zis, bă, astea s-a luat ăla, nu? Dar nu intru în detalii, nu. Vreți să precizați, domnul Constantinescu, uite, Florian Bichir? O curiozitate, n-am nimic cu dânsul. Nu am auzit foarte bine întrebarea, vă rog dacă o puteți repeta. Controlul din umila mea cunoștință nu înseamnă că le știu pe toate, trebuia făcut la restaurant și după aia să iau urma mărfi în Giurgiu. Nu înțeleg de ce a plecat din Giurgiu, că pare așa un pic de, bă, ia să văd. Nu ați înțeles și probabil nu m-am exprimat eu foarte bine. În cadrul primei acțiuni, aflând că produsele provin de la un operator economic din Giurgiu, concomitent cu acțiunea desfășurată la restaurant, s-a deplasat o echipă la Giurgiu pentru a putea vedea exact în ce condiții sunt transportate, pentru că ceea ce depistasem noi la restaurant ridica foarte multe semne de întrebare. Ori chiar dacă produsele acestea au fost congelate, ulterior transportate neconform, recongelate, acestea păstrează pericolul sau chiar îl multiplică în raport cu o depozitare, o transportare și o procesare corespunzătoare. Da, acum am înțeles, că nu se ți-a spus primul control a fost la Giurgiu. Și atunci... Mulțumesc. Domnul Constantinescu, scurt la final. Astăzi mai sunt închise locațiile? Nu sunt? Sunteți acolo cu sigiliile? Cum e? Cea din Herăstrău este în continuare închisă. Vom transmite curând un material mult mai mic de ca dimensiune pentru a putea fi înțeles cu tot ceea ce am discutat în momentul desigilării în vederea renovării, așa cum am stabilit cu administratorii societății comerciale de acolo. Locația de la Timișoara este deschisă pentru că au constatat colegii mei din regiunea Timiș îndeplinirea tuturor măsurilor stabilite și refacerea tuturor abaterilor constatate în sensul dreptării acestora. Mai vorbim de o altă locație și aș vrea să subliniez acest lucru, cea de la Snagov a fost depistat în urma analizării apei folosite atât pentru gătirea produselor cât și pentru igienizarea tuturor vaselor și locației bacterii E. coli în apa respectivă, în apa din puțul pe care îl foloseau. Am solicitat unui alt laborator să efectueze o nouă analiză. Aici vorbim cu siguranță de o situație ce intră sub incidența codului penal și nici de cum o contravenție. Mulțumesc, domnul Horia Constantinescu, președinte ANPC. Fefe, hai să dau și știrea, că mie că termin emisiunea și n-apuc să spun, le-am spus telespectatorilor că le explic. Da, despre Clotilde Armand e vorba, fraților, primarul care merge în rid de melc la primărie, vă spun în calitate de posesor de buletin de sectorul 1, dar care pe stradă azi a rupt asfaltul, au prins ăștia în București cu peste 25 de kilometri peste limita legală și bănuiesc că au amendat. De fapt nu bănuiesc, știrea e că au amendat-o. Pe această cale transmit și eu bravo brigada de poliție rutieră a Capitalei, că nu s-au speriat ăia când au văzut cine era la volan și n-au dat cu radarul de pământ să zică să trăiți și pe această cale. Au făcut și testul antidrog? Nu știu, auzi, acum nu știu ce știi tu, Fefe. Păi nu știu nimic. Da. Nu știu, ori fi făcut bună întrebare. Mădălina Mușoiu, șefa de la brigada de poliție rutieră, un profesionist în domeniu, provocare pe această cale. Doamna Mușoiu vă întreabă un jurnalist vechi,
A făcut colegul dumneavoastră și testul antidrog la șoferul vitezoman? Păi dacă mergeam prin miezul zilei cu 25 la oră prin București, când erau tot felul de competiții, am văzut. Dom'le, poate că e singura zi, duminică, zi liberă, trafic ca lumea, poți să accelerezi. Luni, cu siguranță, nici în sectorul 1, nici în alte sectoare, nu poți să depășești cu 25 de kilometri viteza. În Franța asta era o știre normală, lucrul ăsta mă încântă și eu cred că România merge spre o mădru. E normal ca polițistul să se facă datorie. Ce dacă e primul? Dar puțin, ce zice Alex? Sancționată contravențional cu avertisment și 3 puncte. Absolut normal. Deci nu i-a dat amendă. O fi la prima abatere, acum nu mă... E un gest normal, România începe să devină țară normală. Să știi că da, adevărul e că și eu sunt la fel de părere. Nu e neapărat acum că a prins-o, dă-i amendă, radio... A prins-o orice bine că... Orice cetățean are o funcție administrativă, l-a amendat, a greșit, a plătit. Doamna Armand, acum rugăminte, nu vă mai grăbiți pe străzi, grăbiți-vă în primăria aia, că au trecut deja 3 ani și zău că nu s-a mișcat nimic acolo. Vă spun în postura... Poate de fugea cetățean. De cetățenii în sectorul 1 să nu o prinză. Dar de cetățeanul Pescobar, ai că n-ai apucat să zici nimic și nu știai cine e Pescobar. Acum ai aflat cine e Pescobar, ai văzut? Am aflat că n-a omorât pe nimeni. Da, ai văzut că și că din cauza că s-a întâlnit, uite, Pescobar e ăla cu ochelari, după Escobar, din spatele... După Pablo Escobar? Da. Nu e piele cu P, dar vezi cu ăsta cu P în față, care e Escobar cu P în față, s-ar fi întâlnit, a spus și Florian, cu Nicu Gheară. Și cu Nicu Gheară, problemă că cică Horia Constantinescu, președintele ANPC, nu s-are cu păi, el. Atunci... Da, a explicat omul, ca să fi sincer. Era de la 1 iunie și întâlnirea a fost în... A fost atent august, la ce am spus eu. Pentru că, zis, a fost controlul Giurgiu înainte de a apărea cu început ne-a bătut domnul Horia. Poate avea o premoniție că urmează să se vadă cu ăsta. Cum ne-a bătut obrazul la începutul intervenției domnul Horia, că nu... Te batez de mâine, nu mai, nici cafeaua nu mi-o fac până nu citesc tot ce a făcut ANPC-ul în ziua... Tot ce a făcut ANPC-ul, tot ce a produs pe TikTok până la următoarea emisiune, ai temă ca să nu te lăsăm să pleci acum acasă fără... Tu nu făceai asta până acum? Nu, spre rușinea mea, deci îmi cer scuze domnului Horia, ANPC-ului. Oameni buni, eu aș mai sta cu dumneavoastră cel puțin o oră să povestim, dar n-avem ce face că vine publicitatea selectiv, de data asta s-a încheiat. Dar poate o face și noi mai lungă emisiunea. Mă gândesc, nu știu, am și eu o premoniție. Vedem peste o săptămână, două. Nu vă zic nimic, dar mă gândesc în sensul ăsta. Până atunci, eu vă promit că măcar pe Cătălin Pena să-l pun să-l urmărească mai abitir pe TikTok pe Pescobar și pe alții. Poate ne spui și cu ăla de a fugi cu morii, cu eolienele în spate, l-a luat poliția. Facem multe. Mulțumesc, fraților. Vă mai aștept și în distribuția asta și în altele. Aici o să fim selectiv de duminica aceasta. Aici se încheie. Rămâneți cu colegii mei PB1 TV. Noi, duminica viitoare.